Bună ziua, dragi prieteni din Vărsător! Haideți să facem horoscopul pentru dragoste, pentru luna mai, pentru dumneavoastră. Haideți să vedem. Ce văd eu în perechi? Între dumneavoastră, dacă sunteți cu cineva în pereche, văd o criză în relație. Nu este o conexiune bună în această lună. Ceva te deranjează, nu te înțelegi cu partenerul sau partenera, te gândești că nu te iubește, dar nu este așa, da? Poate aceste neînțelegeri sunt de la ceva, parcă el sau ea, el vrea să plece să lucreze în altă parte și ție nu-ți place, te simți abandonată, ceva, nu are destul timp pentru tine, dar nu va fi ruptură, da? Va fi doar o ceva de înțelegeri. În trecut, dacă te gândești la un ex, mental este terminată această relație, dar poate la mijlocul lunii mai această persoană poate să te contacteze și tu să nu te aștepți că te va contacta, te va căuta și nu vei ști ce să faci, pentru că te atrage foarte mult această persoană, simți foarte mult, deci această persoană îți place foarte mult și atunci dacă se va apropia de tine înapoi și așa, tu o vei accepta, eu cred, și s-ar putea să încerci din nou și vei trăi o nouă poveste de dragoste cu această persoană. Dacă te gândești la cineva special care probabil ai cunoscut recent sau văd interes din partea la ambii și în partea lui sau ei și a ta și tu vrei seriozitate, dar și el, da? Această persoană văd că are sentimente pentru tine, dar nu o interesează doar sentimentele, ci și nivelul de trai, nivelul economic. Este o persoană foarte rațională, dar perechea va avansa și veți avea scopuri bune. Dacă sunteți singuri, ați fost un timp singură sau singur, dar cineva din trecut de care te-ai despărțit, ai învățat foarte multe din această despărțire. Poate o să cunoști pe cineva nou, cred că da, și îl vei cunoaște pe acest bărbat la un drum, parcă, sau într-un loc public și vei avea o relație cu această persoană pe care o vei cunoaște. Așa, haideți să vedem prima carte. O perioadă foarte bună, da? Un nou început, tot așa spune, pentru un nou început. Faci o curățenie în viața ta, se termină o perioadă și începe altă perioadă. Vei încerca să găsești drumul spre lumină, te vei elibera de multe lucruri, vrei o altă viață, dar îți este frică de urmări și de consecințe, da, de urmări, și hotărăști să nu riști. Dar este un moment bun să faci orice pas vrei. Dacă vrei să suni acea persoană, sună. Fă ce dorești, pentru că este un moment bun pentru așa ceva. Dacă partenerul este de acord, fă primul pas ce ți-l cere. Fă ce îți cere. Dacă zice să te căsătorești, căsătorește-te. Locuiți împreună, dacă el zice. Dacă nu locuiți încă, da? Începe ceva nou. Să nu-ți fie frică de ce începe nou acum. Și dacă ești singur sau singură, vei cunoaște pe cineva care îți va schimba viața, acea persoană, în bine ție. Da? Apoi sunt alte persoane care au foarte multe fantazie, foarte multe vise și nu-i ceva real. Deci trebuie să ascunzi vocea ta interioară. Ești foarte romantic sau romantică.
Și poți da dragoste cuiva care nu merită și nu ai foarte bună logică, nu gândești foarte bine acum. Nu ai logică, da? Trebuie să te gândești de două ori înainte de a face ceva. Dacă ai îndoieli să nu faci acel lucru, este o perioadă enervantă, iritantă, dacă ești foarte rațional. Dacă te îndrăgostești, să fii realist sau realistă, da? Și să analizezi foarte bine persoana ce o ai lângă tine. Să nu te minți singur, da? Să nu spui îl iubesc și mă iubește, dar în realitate nu te iubește. Dar asta înseamnă că ai foarte multă fantazie și îți investești poate sentimentele într-o persoană nepotrivită, spun cărțile. Și așa ceva nu prea e frumos pentru tine, pentru că vei suferi mai târziu. Alte persoane văd care se simt vinovate. Vă simțiți vinovați pentru o despărțire. Nu puteți uita pe cineva, sunteți răniți, rănite, da? Vrei să uiți totul. Și vă gândiți, de acum încolo tot așa va fi rău. E vina mea, eu n-am știut să fac asta sau eu n-am fost n-am acceptat asta, dar nu este așa. Dar acea despărțire a venit pentru că nu era de ajuns. Nu erați de ajuns partenerului sau partenerul nu era de ajuns dumneavoastră. Trebuie să uitați trecutul pentru că responsabilitatea pentru ca o relație să meargă este a ambilor parteneri, nu numai a dumneavoastră, da? Apoi, alte persoane văd că vor avea o perioadă de aventură. Pentru că sunt foarte. Când sunt la 40 de grade, când sunt la 10 grade minus, da? Când 40 cu plus, când minus 10 altădată. Se poate să vă îndrăgostiți foarte mult de cineva și este o persoană foarte diferită de ce a avut până acum. Și nu trebuie să vă lăsați orbiți, da? Pentru unii. Să căutați să aveți cu această persoană ceva de durată, da? Dacă o vreți. Pe unii vă plictisește relația, rutina de zi cu zi, sunteți pe punctul de a renunța la o relație. Deci vreți ceva nou, ca un vânt nou. Vreți poate să reîmprospătați relația pe care o aveți. Să reîncepeți, să aduceți ceva nou în relație. Dacă sunt probleme în relație, puteți vorbi cu partenerul sau partenera și relația poate să fie salvată. Cam atât pentru cei din Vărsător. Eu vă mulțumesc și vă doresc toate cele bune.